Cum depistai până acum că ai un smartphone chinez? Acesta de obicei se descărca în jumătate de oră, avea o denumire stranie, iar pe ecran trebuie să apeși mai tare decât pe terminalele de încărcat telefonul din oraș. Și desigur, atracția de bază era o antenă care așa de frumos, așa își prindea Moldova 1. Ei bine, vremurile se schimbă, iar în ultimii 2 ani chinezii scot modele foarte calitative pentru a recompensa încă vreo 10 de failuri. Astăzi avem 2 astfel de candidați. Acesta este Meizu MX4 și OnePlus One. La exterior, cele două modele au viziuni total diferite. Meizu MX4 se îndreaptă mai mult spre eleganță, cu o carcasă din metal de deasupra margini subțiri și un singur buton touch la fel de elegant, care apropo e din fosfor, așa că noaptea acesta încet luminează. Din spate avem un plastic nu tare wow, dar care se unește perfect cu carcasa din fier. De cealaltă parte, OnePlus One nu s-a inspirat de la alte modele, vine cu o formă unică, mai colțuroasă, iar din spate, la versiunea dată, avem un plastic mat granulat. De parcă ar fi naș-dacică. Plus că în curând urmează să mai apară și alte variante. Senzația de la aceasta este foarte stranie, dar plăcută, plus că zgârieturile nu le prinde deloc. Pe scurt, combinația ideală ar fi fața lui MX4 și spatele lui OnePlus One. Cel mai bun display din cele două îl are la sigur Meizu MX4. De altfel, MX4 are cel mai bun display Full HD pe care l-am văzut vreodată. La diagonale sunt diferite, avem 5,3 și 5,55 pe OnePlus One. La Meizu însă marginile sunt un pic mai subțiri. Revenind la calitate, chiar dacă ambele sunt ecrane de tip IPS, la MX4 procesarea imaginii e incredibilă. Acesta are culori super vibrante, practic ca la un display AMOLED, plus că distanța dintre sticlă și panelul multitouch este aproape zero. Dar nici OnePlus One nu este rău deloc, mai ales dacă optați pentru ecrane cu culori mai reci, unde albul nu bate spre galben. Un lucru ce separă ambele modele față de restul smartphone-urilor promovate în exces pe piață este sistemul. La ambele avem libertate absolută și One-ul și Meizu vin cu accesul la root direct din cutie. Asta înseamnă că poți schimba absolut tot ce îți trece prin cap. Meizu MX4 vine cu propriul sistem construit pe baza lui Android 4.4 pe nume FlyMOS, iar OnePlus-ul rulează Cyanogen Mod, la fel un Android cu și mai multe opțiuni. Vizual, FlyMOS a abordat un stil mai de iOS cu o simplă grilă de iconițe, care apropo nu arată rău deloc. Pe lângă varietatea de teme și alte customizări, un punct de atracție este acest buton multifuncțional. De la el poți aprinde telefonul, tot de aici îl poți bloca și îl poți folosi pe post de back. La fel mai există și gesturi direct de pe ecran cu care poți deschide anumite aplicații sau porni camera. Dar stați fără griji, OnePlus One deloc nu rămâne în urmă. Acesta are 3 butoane capacitive care pot fi customizate, iar dacă nu ai nevoie de ele, acestea pot fi total dezactivate și mutate pe ecran. Ambele sisteme sunt un vis pentru cei care sunt mereu în căutare de ceva nou. O mică problemă ar fi poate la FlyMOS pentru că pe alocuri este cam multă chinezărie prin scrisuri și că nu vine cu aplicațiile Google direct din cutie. Pentru anul 2014, Meizu MX4 a fost declarat cel mai puternic smartphone din lume. Cam sceptic am privit eu aceste date, mai ales că până acum în topuri erau modele cu procesoarea Snapdragon. Ei bine, Meizu rulează pe un procesor de tip MediaTek care este echivalent cu deja cunoscutul Snapdragon 805, în timp ce One-ul rulează la fel pe Snapdragon, doar că pe 801. Desigur că nici unul, nici altul nu au probleme când vine vorba de navigare prin sistem, aplicații, multitasking sau jocuri, deși la ultimul capitol, MX4 își arată superioritatea. Același GTA San Andreas merge extrem de rapid, iar procesarea grafică este peste OnePlus One. La fel și testele de benchmark confirmă puterea lui MX4. Optica fiecărui model are avantajele sale. Pe ambele modele stau camere de la Sony, doar că pe MX4 avem una de 20,7 megapixeli față de 13 de pe One. La Meizu, camera are o mai bună procesare și la lumină slabă și pe timp de zi. În schimb, dacă sunteți iubitori de selfie, pe OnePlus rezultatele ies impecabil. Dacă îi mai adaugi și un selfie stick, în genere nu ai probleme. La parte video, ambele filmează în format 4K, însă OnePlus One poate filma și în slow motion cu 120 de cadre pe secundă față de 60 la Meizu. Sunetul se face bine observat la OnePlus One pentru că are speakere stereo.
MX4 poate întrece adversari gen iPhone 6, dar rezistă greu în fața lui OnePlus. În schimb, de la OnePlus One, sunetul în timpul apelului se aude ca din butoi, chiar dacă are două microfoane doar pentru izolarea sunetului din afară. Și, în general, ce ține de apeluri, cam des se duce semnalul. La capitolul autonomie, învingător este OnePlus-ul. Acesta rezistă aproape 2 zile cu o utilizare activă, în timp ce Meizu MX4, datorită procesorului său superputernic și ecranului plin de contrast, nu trece de o zi jumate. Asta chiar dacă ambele modele au baterii de aceeași capacitate. Până la urmă, alegerea unui sau altui model este una subiectivă. Personal aș prefera Meizu MX4, pentru că băieții nu au glumit când au spus că e cel mai puternic smartphone al anului. Și display-ul ăsta într-adevăr arată bine, iar asamblarea are o precizie maximă. O problemă ar fi designul din spate care nu îți rupe ochii ca și cel din față și bateria mai slabă. OnePlus-ul, pe de altă parte, are un design unic, nu seamănă nici pe departe cu un iPhone și e mai ieftin, chiar și în versiune de 64 de giga. Adică, cum mai ieftin, nici Meizu nu e tare scump, dar ăsta e și mai ieftin. Indiferent care model nu l-ați alege, veți avea parte de calitate, putere și, desigur, asamblare calitativă. Pentru că Made in China în 2015 nu înseamnă neapărat antene care ies din telefon. Cam asta a fost totul pentru azi. Voi puteți să scrieți în comentarii verdictul vostru care este câștigătorul din ăștia doi. Eu vă mulțumesc pentru atenție, nu uitați de subscribe-uri și like-uri. Cum a fost Vicu, toate bune!